Bine v-am regăsit și bună să vă fie inima, dragii mei prieteni și iubitori ai muzicii. Numele meu este Bogdan Curta, compozitor, cantautor și membru în Centrul de Cercetare Muzicală Pompidou din Paris. Astăzi ne întâlnim cu o ocazie deosebită, este vorba despre un aranjament foarte mare, foarte complex, realizat pentru această bijuterie de Yamaha Tyros 5 și, bineînțeles, o poveste foarte frumoasă. Orga aceasta mi-a venit acum două luni din Belgia, de la un om pe care nu-l cunoșteam, un client, mulți mi-ați trimis orgile la aranjat, dar omul acesta m-a impresionat până la, nu știu, până la îngeri. De ce? Pentru că a condus din Belgia, de dincolo de Bruxelles, până aici la mine la Cluj ca să-mi lase această orgă. Nu a avut curaj să o pună pe curier, nici eu n-aș fi avut, orgă atâta de scumpă. Știm ce se întâmplă cu firmele de curierat, cum aruncă toate coletele. Ei, nu vrem să se întâmple asta când e vorba despre un Tyros 5. Bun, dar eu credeam că omul vine în vacanță, în concediu sau că are ceva de făcut prin țară. Ei bine, dragii mei, omul acesta a condus din Belgia până aici, mi-a lăsat orga, am băut o cafea, s-a odihnit două ore, după care s-a urcat la volan și a plecat înapoi acasă. Inițial, da, am crezut că o să rămână, a venit special ca să-mi aducă instrumentul și îl am aranjat și am făcut un aranjament și o combinație de materiale, de tot ceea ce este mai bun, astfel încât să-mi depășesc limitele. Așa cum am spus, o colecție extrem de complexă. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați avut încredere să-mi trimiteți clape la aranjat, să cumpărați materiale și seturi de la mine. Vă mulțumesc celor din țară, din diaspora, celor care mi-au trimis instrumente prin șofer de tir sau au făcut eforturi colosale ca să mi le trimită, fraților creștini care și ei cumpără seturi de muzică populară sau setul de muzică creștină. Le mulțumesc din toată inima românilor din România de peste Prut, pentru că eu nu cred în acte semnate de țara mea cu pistolul rusesc pus la tâmplă. Asta a fost, aveam de ales, ori dăm Basarabia, ori ne invadează rușii. Nu mi se pare că o decizie luată sub șantaj are vreo valoare, de aceea și setul acesta și aranjamentul acesta are ca și copertă harta României Mari, un aranjament dedicat tuturor românilor de pretutindeni. Vă mulțumesc vouă românilor din New York, din zona Dallas, din Canada. Foarte, foarte mulți clienți am avut din New York și Dallas și vă promit că nu o să vă dezamăgesc. Un aranjament care surprinde prin complexitatea lui, cel mai mare aranjament realizat pentru Yamaha până acum. Deci, dragii mei, despre ce este vorba? Hai să nu mai lungim povestea. Dacă luăm toate aranjamentele, toate seturile care s-au realizat până acum pentru Yamaha și le punem cap la cap, nu vom obține nici măcar un material undeva la jumătatea complexității și bogăției și volumului de tonuri, ritmuri, registration, memory și samplere față de ceea ce am pus eu pe clapa asta. Nu lipsesc ritmuri din toate zonele folclorice ale țării. Ardealul nu a fost uitat ca până acum, pentru că eu vă vorbesc din inima Ardealului, de la Cluj-Napoca. Erau câteva ritmuri de Ardeal și alea făcute cumva cu țambal, da? Nu lipsesc ritmurile moldovenești. O grămadă de registri și preseturi noi. Nu lipsesc ritmurile oltenești pentru cei din sudul țării, hore, sârbe, da? Iarăși, ritmurile de geampara pentru bănățeni. Eu iubesc muzica bănățeană, vă iubesc și vă ascult muzica, dragii mei. Brâuri, jocuri de banat, muzică bănățeană cu influență sârbească. Este o muzică superbă. Ritmuri de ciardaș, ritmuri de etno, ritmuri de doine, câteva ritmuri de manele, bineînțeles. Deci, aveți de toate pentru toți. Nu am realizat un singur set, vor fi mai multe
seturi, dar vreau să vă vorbesc despre setul principal. Este vorba despre România Mega Collection ABC. ABC de la inițialele mele, Adrian Bogdan Curta, deși toată lumea îmi spune Bogdan, așa vă rog să-mi spuneți și voi. România Mega Collection ABC vine cu 322 de ritmuri și Registration Memory, care, repet, acoperă toate zonele folclorice ale țării. 348 de tonuri semplate, tonuri de țambal, tonuri de braci, tonuri de acordeon românesc, tonuri de orgă, tonuri de percuție, taragot, nai, combinații de viori cu instrumente de suflat, tonuri fabuloase, tonuri pentru cântat manual, tot ceea ce vă puteți dori și specifice tuturor zonelor țării, bineînțeles, strigături și DX-uri și ceea ce nu v-ați închipuit până acum. Și atenție, țineți-vă bine, 1459 de voci, pentru că da, eu cred în capacitatea acestor instrumente, au un editor de tonuri excepțional care trebuie folosit. Și asta se face numai prin muncă și pentru că am ajuns la capitolul acesta, înainte de a trece la prezentarea propriu-zisă a setului, vreau să vă mărturisesc faptul că omul ăsta care mi-a adus orga a cumpărat toate seturile posibile. Colors of Romania, sud-est european, seturi de la alți realizatori de materiale similare. Eu nu îmi voi permite niciodată, dar niciodată să fac aprecieri referitoare la munca unui alt om, pentru că nu vreau să strivesc steaua și sufletul nimănui. Fiecare om are steaua lui, are dreptul de a face, de a crea, de a lucra, așa cum spunea Lucian Blaga, să nu strivim corola de minuni a lumii. Dar cert este faptul că omul ăsta a fost profund nemulțumit și a venit după ce a cheltuit sute de euro. Setul fiind atât de vast, nu este un set ieftin. Nu e un set ieftin nici ca și sunet, dar nici ca și preț. Nici nu trebuie să fie, nici nu vreau să fie. Există o sumedenie de seturi ieftine. Nu al meu. Eu mă adresez oamenilor care știu ce vor, care doresc stabilitate, calitate, vor să nu mai aibă probleme cu clapa, vor să găsească tot ceea ce doresc și mai mult decât atât, da? Oameni care sunt profesioniști, oameni care sunt foarte pasionați, da? Că există și această categorie a celor ultra-pasionați, sau oameni care pur și simplu au cheltuit atâția bani și s-au săturat atât de mult să-și instaleze seturi peste seturi, omul ăsta deja avea probleme cu clapa. Neprofesional au fost realizate materialele astea. A cumpărat tot ceea ce se putea cumpăra și a venit disperat. Domnul Bogdan, vă rog să-mi puneți la punct instrumentul. O să vedeți ce a ieșit. Repet, nu mă refer la absolut nimeni, nu dau niciun nume, pentru că nu fac nici reclamă, nici antireclamă, nici nu voi face vreodată asta. Ce pot să vă spun referitor la strategia de marketing a companiei Yamaha, dar îmi voi permite să mă refer la setul Colors of Romania. Nu mă interesează cine l-a făcut sau ce oameni l-au făcut, nu comentez asta, mă refer la un produs Yamaha și nu doar la setul ăsta, la toate pachetele lor, de la pachetul vietnamez, tot ceea ce realizează ei. Care este nemulțumirea clienților mei? Gândiți-vă că luăm un PSR S670. Același set, aceleași tonuri, aceleași samplere, pentru numele lui Dumnezeu, același set merge pe 670 sau pe Genos, pe care îl vedeți aici în spate, sau pe Tyros 5, pe care îl vedeți aici. Este inadmisibil. Orgile astea au capacități diferite, posibilități diferite, efecte diferite, procesoare dinamice diferite, plăci de sunet diferite. Cum poți să pui același sampler, da, pe un DSP, pe un efect de pe Tyros 4, de exemplu, care cere foarte mult efect,
și să-l faci acolo să sune bine, dar să sune bine și pe Genos, unde trebuie numai un pic de efect, sau pe Tyros 5, da? Cum poți să îi oferi omului, pe bani, un set care să sune, el are Genos, da? Sau Tyros 5, și setul lui sună exact ca un PSR S 670, sau mai jos decât atât. Asta înseamnă lipsă de respect față de banii omului, lipsă de profesionalism, lipsă de consecvență și indisponibilitate de lucru, ca să nu spunem cuvântul ăla cu le, începe cu le și se termină cu ne, da? Lene. Într-adevăr, e greu să faci un set pentru fiecare clapă. Dar dacă eu, cu o mână de oameni cu care colaborez peste hotare, am reușit să și reușim să facem materiale pentru fiecare model, eu cred că o companie care se respectă și pe al cărei firmament scrie Yamaha poate să-și permite lucrul ăsta, și cu asta am spulberat toate zvonurile cum că aș lucra pentru Yamaha. Nu lucrez pentru nicio firmă, lucrez doar la centru de cercetare unde testez o grămadă de produse. E drept, sunt fan Yamaha, da? Dar eu nu-mi vând munca și sufletul pe nimic. Distinsul domn din Belgia care mi-a trimis instrumentul, mi-a adus instrumentul de fapt, m-a rugat să-i rearanjez pachetul sud-est european și am făcut-o. Și o să vă exemplific, înainte să încep prezentarea, o să vă arăt o diferență. Cum sună pachetul în original și cum l-am făcut eu să sune. Ce am făcut? Doar l-am masterizat, doar am adaptat conținutul lui pentru Tyros 5, da? Și dacă aș avea alt model de clapă, l-aș adapta altfel în funcție de acel model de clapă. Că e Tyros 4, că e Genos, că e PSR S950, S990, S995, S975. Nu contează. Soluția în domeniul ăsta este una singură. Este un domeniu în care avem nevoie de muncă. Și aș putea să țin o oră de YouTube spunând numai cuvântul muncă, pentru că asta înseamnă să aranjezi clape. Eu nu am făcut setul ăsta în 2 luni cât am avut clapa asta. Materialele mi le-am strâns, semplele mi le-am făcut, ritmuri, modificări, cred că de ani de zile. La Yamaha Genos lucrez de 2 ani cu echipă de 7 oameni. Dragii mei, eu lucrez așa cum se cuvine. Setul de Tyros 2 nu e la fel cu setul de Tyros 4, setul de Tyros 4 nu e la fel cu setul de Tyros 5 și setul de Tyros 5 nu va fi la fel cu setul de Genos, pentru că trebuie să scot ceea ce e mai bun din clape. De aia ați dat 3.000 de euro, 5.000 de euro, fiecare cât ați dat pe orgă, sau 1.000 de euro, ca să scoateți tot ce are clapa aia mai bun. Dacă eu vă dau același material pentru Genos cu PSR 670, înseamnă că nu vă respect pe dumneavoastră și nu respect banii dumneavoastră, banii pe care i-ați cheltuit și efortul pe care l-ați făcut pentru a face banii ăia, da? Pentru că nimic nu e ușor. Setul meu nu este unul ieftin. Nici nu vreau să fie, nici nu trebuie să fie. Există o grămadă de seturi și aranjamente ieftine. De fapt, nici nu e un set. Este impropriu spus set. Este un aranjament și unul foarte vast. Pe departe, cel mai vast realizat vreodată pentru o clapă Yamaha. Nu mai există așa ceva. Dacă le puneți toate, tot ce s-a făcut pentru Yamaha până acum, să le puneți cap la cap, nu ajungeți la jumate din setul, din aranjamentul ăsta. Deci nu este un set ieftin, în primul rând ca și sunet, și nefiind un set ieftin ca și sunet, da, nu este ieftin nici ca și preț, e adevărat. Și da, acest aranjament și tot ceea ce producem noi, tot ceea ce facem noi pe plan muzical, inclusiv cu bandul de cover-uri, masterizări, samplere pentru alte modele, totul este premium, totul este la cea mai înaltă calitate. Pentru că noi întotdeauna vom oferi altceva, acel ceva adevărat, stabil, curat și mai bun, mult mai bun decât ați primit în fabrică cu acest instrument. Hai să începem prezentarea noastră.
Ambians România. Să intrăm în minor. Da, vedeți că și registrii. Deci registrii sunt foarte bine, foarte bine lucrați. Un ritm de la Angela Rus, l-am readaptat, a fost și în seturile anterioare. Ăsta vine în mai multe variante, vi l-am masterizat diferit pentru că e un ritm foarte bun și de etno. Nu o să pot să vă arăt întregul aranjament, din păcate, pentru că este foarte vast, deci micile variațiuni ale aceluiași ritm o să rămână să ne descoperiți dumneavoastră, cu atât experiența va fi mai interesantă. Intro. Da, observăm că aici el schimbă tonalitatea, da? Putem cânta liniștit după el. Nu e zi fără de noapte, nu e om fără păcate, dar așa durere nu-i ca în inima omului. Și refrenul, da, asta este viața, totu-i trecător. O zi-ți este greu, o zi-ți e ușor. Astăzi poate râzi, mâine poți să plângi, și bune și rele la inimă strângi. Dar el își schimbă tonalitatea, desigur aveți și libero aici, da? Cu instrumentele făcute și surpriza. Soloul este făcut aici, da? Ritmul ăsta vine și cu variante de aranjare cu tobe mai puternice. Da, el repetă dacă îl lăsăm așa, dar noi avem controlul asupra lui. Așa cum vă spuneam și în prezentare, domnul căruia i-am aranjat orga m-a rugat să-i modific puțin, să-i rearanjez, remasterizez pachetul Colors of Romania, pentru că nu îi plăcea cum sună pe bună dreptate. Iată versiunea lor pentru ritmul de joc ardelenesc. Acum, eu vreau să vă spun un lucru. Dacă nu știm lucrul ăsta ca și muzicieni, măcar din punct de vedere al istoriei, al culturii, al cărților pe care ar fi trebuit măcar să le citim, regatul, adică partea Muntenia, Oltenia, da? Moldova și Transilvania au istorii diferite. Au fost trei țări până de curând din punct de vedere istoric. Atunci când maestru Gică Petrescu îi delecta pe bucureștenii micului Paris, al minunatului București de altă dată, cu cântece ca și Duma Casă, Măi Tramvai, Ionel Ionelule sau Cristian Vasile, cânta Zaraza sau
cânta Lily Caller la, la București, iarăși Gion, Titi Botez, Jean Moscopol, da? Transilvania nu făcea parte din România. De-a muzica asta aici nu a prea prins. Gândiți-vă că până relativ recent în istorie, Clujul, orașul din care eu acum vă vorbesc, era Germania. Foarte puțină lume știe asta. Bistrița era burg, Clujul era burg, da? E imposibil să fie aceeași cultură muzicală, de aia e foarte greu să realizezi un set care să cuprindă toată muzica României, pentru că ar trebui să realizezi 3 seturi. Da? Diferențele sunt pur și simplu prea mari. E vorba de diferență de peste 1000 de ani de cultură muzicală. Și muzica ardelenească are un specific. Eu am mai scris asta cândva și pe internet. Prin natura noastră, prin istoria noastră muzicală, să nu mă înțelegeți greșit cei din sudul țării, mie îmi place țambalul, îmi place Gică Petrescu, ascult muzica lăutărească de acolo, de la voi, o cânt pentru mine, dar aici nu am pentru cine să o cânt. Ardeleanului nu-i place țambalul, asta este. Sau nu-i place în muzica lui, nu în muzica ardelenească. Da? Deci pentru numele lui Dumnezeu, 3 ritmuri amărâte de Ardeal are și Colors of Romania, puține, foarte puține în raport cu celelalte zone ale țării, nedrept și nepermis de puține. Oricum pachetul e mic, da? Și alea 3 ritmuri sunt făcute pe țambale, sună tot ahoră și sârbă. Practic, noi n-avem ce folosi din Colors of Romania. Ardelenii nu au ce folosi, asta e clar. Decât așa să se delecteze cu muzica din Moldova, muzica din Muntenia sau și așa mai departe, da? De aceea, oricum, pachetul e foarte mic, deci să ne înțelegem, România are nevoie de un pachet de cel puțin 200 de ritmuri ca să fie corect reprezentată, pentru că e ca și cum ai realiza minim 3 pachete. Aici eu nu-i mai includ și pe Bărnățeni, care e o muzică extrem de importantă, și pe cei din Dobrogea, care iarăși au o muzică foarte importantă, etnicii maghiari din Ardeal. Vă dați seama, deci e un pachet mult mai complex, ca și, de exemplu, muzica italiană sau muzica franceză, care e mult mai asemănătoare, au și ei diferențe, dar nu diferențe atâta de mari, da? Gândiți-vă, puneți purtata din Ardeal pe lângă bătuta din Moldova. Păi, amândouă sunt ritmuri românești, dar în muzica italiană sau muzica tradițională germană, unde avem polca, nu o să găsim diferențe atâta de mari. Da? De aceea, pentru România, Yamaha, pe viitor, minim 200 de ritmuri. N-ai ce să discuți. Și asta fără să acoperi, că n-ai cum să acoperi fiecare cătun. Dar uită-te cum suna în varianta originală Jocul ardelenesc. Bun, eu l-am făcut așa. Eu l-am făcut așa, să se audă braciu, da? Mă rog, există și variante mai bune, pentru că aici e vorba de formulă până la urmă, dar măcar se poate cânta pe el. Hai să-l auzim! Sibiu.
Da, acum putem să lăsăm să cânte intro-urile, dar nu ăsta e scopul. Ritmul balcanic foarte bun. Vedem ce mai avem pe registri. Nici eu nu mi-amintesc din minte. Da, aici am pus chitară. Hei! Foarte bun. Foarte bun basul. Să vedem Quendo-ul mediu. Aranjamentul bănățean, element forte al acestei colecții. Dar știu omul cum ajunge, tot ar suspina și-ar plânge, ar strânge copiii toți și-ar plânge zile și nopți, mă. Așa aveți aici o grămadă de instrumente și cu delay și fără delay. Asta este varianta lui a doua. Da, de sună mai cu minte. Și asta ar fi cealaltă variantă. Iată și ritmul bănățean țigănesc. Sau thank you.
coboară frumos în picaj. Sau bună seara, dragii mei, fete mândre și flăcăi. Desigur, și alte instrumente. Și-om petrece și-om cânta, la 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 la, inima ne-om bucura, la 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 la. Deci ăsta este ritmul. Ritmul de Ardeal. Ți sete tare, du-te la izvoare, du-te și bea apă lină, că de dor poate ți-a lină. Du-te și bea apă lină, că de dor ți-a lină. Și de dor, vai, a, a, și-o-i muri după părere mândrii, vai. Un ritm sârbesc absolut deosebit.
sau. Și pe major. Sau. Sau. Nici nu vi le las în întregime intro-urile, pentru că Oricum video de prezentare va fi lung. Hai să auzim și varianta a doua. E un pic de diferență de mastering, da? Este altfel basul și percuția e mai sus. Diferența dintre ele. Ăsta este mai tradițional. Ăsta e mai pe DX, da? Bun, mergem mai departe. Un ritm de polca, un ritm țigănesc, un ritm etno pe care îl puteți folosi cum vă poftește vouă inima. Acordeon. Gaz, gaz. Și mai departe, dragii mei, să vedem cum ar cânta Elvis Presley piesa asta. And it's one for man, and two for show, and three to get ready, so go, can't go, but don't you stand for my blues suede shoes. Do you can do anything? Don't step on my blues suede shoes. Blue, blue, honey, blue suede shoes. Blue, blue, baby, blue suede shoes. Blue, blue, honey, blue suede shoes. Blue, blue, baby, blue suede shoes. Do you can do anything? Don't step on my blue suede shoes. Red shoes, red shoes, red shoes, my darling. Blue, blue, honey, blue suede shoes. Blue, blue, baby, blue suede shoes. Blue, blue, honey, blue suede shoes. Blue, blue, baby, blue suede shoes. Do you can do anything? Don't step on my blue suede shoes. Rock and roll, go. Go, Johnny, go, and it's go. Oh, go, Johnny, go, oh, go. Go, Johnny, go, and it's go. Go, Johnny, go, go. Johnny, be good. Un ritm foarte frumos de bătută. Acum nu o să vă fac pe toate solo-uri, pentru că, în primul rând, eu nu sunt moldovean, nu sunt folclorist, dar la aranjat ritmuri și chestii de astea mă pricep. Acum, bineînțeles, mai cântăm și noi muzică populară cu bandul meu la nunț, dar noi, în deosebire, ne place să spunem că suntem trupă de muzică ușoară. Însă, pentru a aranja o clapă, într-adevăr, ai nevoie de cunoștință de programare, de mastering și, da, orchestrații, într-adevăr, fac la greu pe toate genurile muzicale, inclusiv negativele mele,
mare parte din ele sunt realizate de mine sau, dacă nu, oricum, cel puțin modificate. Hai să auzim ritmul bătută. Sau... mai simplu, de varianta 1. Bun, așa cum vă spuneam, omul acesta deosebit, pentru că toți clienții mei sunt deosebiți, dar acesta, într-adevăr, m-a impresionat, venind cu orga din Belgia. Acest om m-a rugat să-i aranjez, să-i remasterizez, pentru că era nemulțumit de bani investiți în orgă și felul în care suna pachetul sud-est european, sau, pardon, Colors of Romania, în raport cu banii pe care i-a băgat el într-un Tyros 5. Bun, în varianta originală, el are aici pachetul instalat, care sună așa. Mă rog, deja sună mai bine pentru că eu am remasterizat clapa, pe EQ, pe mastering. Nu suna nici măcar așa, dar pachetul în sine, ăsta este. Bun, eu l-am lucrat așa. Deci, de la așa, ăsta e originalul. Și eu l-am făcut așa, da? Adică e o diferență. E o diferență între așa și așa. Bineînțeles, și registration memory e bine lucrat. Bătuta din nou. Sau... Bun, același ritm l-am remasterizat, pentru că e bine să mai modificați din când în când, chiar și din mers. Ele sunt una lângă alta așezate, dar și puteți trece dintr-un în altul, așa cum face o orchestră reală, pentru că oamenii nu sunt programe de calculator sau roboți, da? Sau... mai proeminent, cinelul. Da? Și varianta anterioară era așa. Diferențe minore, dar mai ales pe intro, unde schimbă instrumentele, e foarte, foarte, foarte vizibil. Un rim de Maramureș, Bihor Maramureș, pe care eu l-am lăsat așa să sune mai natural. Aveți și variantă mai încolo, un set ultramasterizată, bine pusă la punct cu bas. Și asta e bine pusă la punct, dar atunci când stai lângă un taraf, un ansamblu, un band, o formație, cum vreți, o adunătură de lăutari, cum vreți să o numiți, aia n-o să aibă, cum să spun eu, sunetul ăla, adică orice faci din braci și din contrabas nu iese subwoofer, da? Și nici
nici sunet sticlos. De-aia mie îmi place Yamaha, pentru că Yamaha poate să dea și sunetul ăsta natural, cald. Băieții cu corgu iubesc sunetul sticlos. Sunetul ăla nu există în viața reală. Mulți n-au stat niciodată lângă un taraf adevărat, lângă o vioară adevărată. Vioara adevărată nu sună așa. Nu te dor urechile de la ea. Vioara adevărată sună a lemn, nu a tablă, nu a sticlă. Și apropo, dacă chiar îți place sunetul ăsta, există ceea ce se numește buton de înaltă pe mixer și buton de bas. Și atunci ai și pe Yamaha sunetul de acela sticlos, de corg, dar ai și mediile prezente. Și mai e o opțiune, clapele astea, la care băieții cu corgul, din păcate, nu știu să lucreze, au ceea ce se numește EQ parametric. Și corgul are, nu e asta o problemă, n-am spus că știu sigur că o să sară rapid muștarul. Ideea e că pe Yamaha, probabil fiind un meniu mult mai complex, lucrurile astea sunt mai greu de accesat, adică mai greu, trebuie să ne înveți. O clapă Yamaha implică și inteligență, nu doar porniri manelistice. Apropo de asta, sunt și manele în setul ăsta, nu am exagerat, știți părerea mea despre manele. În schimb, dragii mei, dacă am ajuns să trăiesc din muzică și din chestiile astea, pentru amatorii de manele la greu, am realizat și un set, este pachetul etnic, manelele știu, se cântă pe bani și setul ăsta are manele mult mai mult decât alte seturi, da? Și ok, puse la punct, dar cine vrea genul ăsta muzical la greu, am zis că nu contaminez setul, setul ăsta este un set separat și acolo aveți tot ce vă puteți dori în domeniul ăsta. Am făcut un set special pentru cei care cântă genul ăsta de muzică. Îl dau separat. Dacă după două facultăți am ajuns să fac ritmuri de manele, mi se pare firesc, de bun simț și mai ales după munca pe care am depus-o, să iau și bani din asta, măcar să fac asta pe bani, da? Bun, mergem mai departe cu ritmul de Maramureș, pentru că ne-am întins prea mult. Am strâns, cât de mândre-n braț am strâns, dă-te după mine ori plâns, dă-te după mine ori plâns, și-ncă câte oi mai strânge, și-ncă câte oi mai strânge, dă-te după mine ori plânge, dă-te după mine ori plânge. De te duci în sus, măiza, măi, dorule, măi, din Siget până-n Botiza, măi, dorule, măi, Sficiorii lui Bogdan, măi dorule măi, înstruțați cu mădira, măi dorule măi. Țigănească de la Bistrița. Țiganilor. Continuarea acel rumba minunat pe care l-am avut până acum în toate aranjamentele mele, vi-l ofer cu dragă inimă și vă îndemn să cântați
și muzică elegantă. Da, la nuntă lumea trebuie să se distreze, știu asta, pentru că și eu am bandul meu și când la nuntă, și singur și cu alții, dar da, într-adevăr, putem să cântăm din când în când și astfel de muzică, pentru că așa cum se distrează și toată Europa pe muzică de calitate, și noi putem, da, nu trebuie să renunțăm la folclorul nostru, ar fi și păcat, dar putem să îmbogățim tot ceea ce ține de cultura noastră și de ce să nu încercăm să-i și educăm încet, încet pe oameni. Штоба. Acum eu știu că celor din sudul țării și din Moldova, ritmurile astea pe braci nu vă plac, dar ăsta este Ardealul. Nu disperați, o să ajung și la voi, dar nu-mi bat joc nici de ardeleni și nici de voi, nici vouă nu o să vă pun ritmuri gen braci. O să vedeți când ajungem la ore sârbe, că sunt ordine alfabetică aici. Dar nici de ardeleni nu pot să-mi bat joc, pentru că până acum săracii au avut parte numai de hore și sârbe și ritmuri cu țambal, purtată cu țambal, nu știu, o să existe când o-i fi eu negru din Africa, da? Deci trebuie să respectăm toate genurile. Știu că pentru câteva ritmuri, 5 ritmuri, au fost oameni care s-au plâns așa cu tupeu, adică aveau 50 de sârbe și pentru 5 ritmuri de Ardeal făceau scandal că ce ritmuri sunt astea. Ei, trebuie să ne respectăm reciproc, nici nu-i acuz pe toți, pentru că unii poate chiar nu știu dacă sunt doar la nivelul ăsta de a cânta la evenimente și cântă doar muzică din zona lor, cumva e explicabil lucrul ăsta, dar nu disperați, repet, există ritmuri și multe, mult mai multe decât în orice seturi și pentru voi puteți fi super, super, super mulțumiți. Doar răbdare. Deci despre asta vorbeam, ritmuri în cuțamba, uite, Bru de Banat, așa suna în original în sud-est european. Și așa l-am făcut eu. El are oricum mai multe variante. A doua variantă a lui, da? Mai pe DX. Asta era prima, mai cu braci. A doua e mai PDX, da? Și iată varianta PDX în raport cu varianta originală din Colors of Romania.
Bun, hai să vedem și brul pe 6. Iată cum suna el în varianta lui originală. Nu suna rău, să nu mă înțelegeți greșit, dar totuși avem un Tyros 5, da? De ce să nu sune așa? Doamne iartă-mă! Acum parcă nici nu-l mai auzi. Și volumul e același volum. Și din meniu e doar masterul de samplere, da? Și alte samplere. Bun, și acum cei din sudul țării începe să vă dați seama cum o să vă sune horele și sârbele auzind țambalul ăsta, da? Deci ele înainte vă sunau cam așa. Păi normal că nu vă plăcea Yamaha, normal că mergeați pe corc, acolo aveți materiale, că e clapa mai ușor de lucrat și ați știut să faceți materiale mai ușor. De-aia auziți. Hei? E o mare diferență. Bun, brâu pe 8, iar în varianta originală. Așa sună el. Așa l-am făcut eu. Ăsta e din fabrică. Și ăsta... Ăsta e lucrat de mine. Dar și registrii sunt făcuți. Aici aveți clarinet. Ioară. Alt tip de acordeon. Acordeon combinat cu instrumente de suflat. Alt acordeon. Clarinet. Alt clarinet, da. Ritmul, breaza pe care așa l-am găsit eu. Hai să vedem ce am făcut eu, da? Ascultați cu atenție. Și... Așa era, da? E o diferență între... Hai să fim corecți și la variațiuni. Da? Eno cu acordeon, Eno cu țambale. Un ritm frumos, de banat. Poți cânta când trec seara la fântână pe el și multe alte cântări bănățene foarte frumoase. Sau. Sau. Sau.
sau. Pe mine, hai, hai, mândruța mea. Drumul gării din Beclean, șofată de Ardelean. Hai, hai, dorule, hai. Ei, da mie, dă-mi sănătate, capoi mi-o-i face de toate, capoi mi-o-i face de toate. Da mie, dă-mi sănătate, capoi mi-o-i face de toate, capoi mi-o-i face de toate, dorule. Un alt ritm cordarie, foarte, foarte natural. Așa sună instrumentele când stai lângă ele. Stați liniștiți, cei care vreți coloraturi, da? Am și așa ceva și eu cânt, știu că la nunți mai trebuie, dar trebuie să aveți și astfel de ritmul, pentru că o parte din program se face autentic sau, Doamne iartă-mă, mai sunt și spectacole, da? Sunetul. Sau, mes amis, foarte mulți țigani cântă la Paris cu negri și cântă superb. La întrecere cu negri, doar negri întrec pe țigani în muzică. Cei mai buni lăutari, cei mai buni muzicieni sunt țiganii. Salutările mele, tot respectul. Uneori fac cât 10 români la muzică, da? Și nu numai, de obicei țiganii sunt și cei mai serioși instrumentiști. Te poți baza pe ei. De joc. Dar știi cucu să vorbească. Au nici bogați, nici săraci, nu trăiesc de două ori. Nu se duc în rai cu saci, nici cu carul tras de boi. Nici bogați, nici săraci, nu trăiesc de două ori. Nu se duc în rai cu saci, nici cu carul tras de boi. Dealul Clujului.
viața ouă. Bun, dacă vreți o purtată mai cu bas, așa, aveți o nuntă mai dinamică. Ce dulce-i vin prin vii brumate, dar nu într-una că-ți faci păcate. Eu beau și sper, privind la lună, că n-am să mor cu sticla-n mână. Sanie cu surgălăi, frumos sunt căluții tăi. Hei, dar mai frumos sunt ai mei, care dau apă cu mei și zboară ca niște zmei. Hei, dar mai frumos sunt ai mei, care dau apă cu mei și zboară ca niște zmei. Sau... De când m-a surprins mulțime, prins în dragoste cu tine, ne vorbește zi și noapte, când de rău și când de bine, ne vorbește zi și noapte, când de rău și când de bine. Bun, și acum să auzim cum suna ritmul ăsta în varianta lui
originală. El sună așa. Și eu vi l-am făcut așa. Da? Deci de la... De la așa... Așa... Iubiții mei, repet, nu fac comentarii, habar n-am, nici nu mă interesează cine a lucrat, pentru că sunt convins că asta e decizia Yamaha ca și companie, să facă același set pe toate clapele. Dar asta înseamnă să adaptezi un ritm pe fiecare model de clapă în parte. Și credeți-mă că sunt la care diferențele sunt mult mai mari. Este un ritm destul de lent, simplus, da? Bun, hai să mergem mai departe, rămânem în zona asta doinelor, a sentimentalismelor românești. Doina Jazz.
Și a doua doină știu că am mai avut-o adineori în varianta asta, dar asta e mult mai deschisă, da? Auzit? Cu acordeon mai mult. Asta e așa, mai în birt, da? În loc de chitară are acolo alte instrumente, are țambal. Da, cu mai mult acordeon. Puteți să vă jucați oricum. Și așa, foarte mult le-am prezentat, pentru că sunt frumoase și e păcat să nu auziți toate variațiunile și ce se poate face cu ele. Dor și dor. În sfârșit, în sfârșit, dragi ardeleni, în sfârșit, dragii mei clujeni, în sfârșit. Bun, ăsta este un ritm de estam, iată cum l-am primit eu aici, așa este el, așa era de fapt, acum este așa. Ceva aici. Iată și a doua variantă, mai cu minte puțin, dacă în ceea ce mă privește ceva în muzică poate fi cu minte, da, se poate, se poate și colindele trebuie să fie cu minți, mai glumim și noi. Nu vă mai țin cu el, sunt tentat doar să improvizez. Instrumente excepționale, cele de la Yamaha, cu sunet plin. Haideți să ascultăm un ritm de etno, un ritm foarte, foarte bine remasterizat. O ieșit nașul la joc, la mir să poarte norovar. Doar norovai, nașule, să aibă tot ce-și doresc, că-s tineri și se iubesc, vai, se iubesc, mă, nașule. O ieși nașul la joc, la mir să poarte noroc, la mir să poarte noroc, vai, nașule, să aibă tot ce-și doresc, că-s tineri și se iubesc, vai, se iubesc, mă, nașule. Și o ieșit nașul la joc, la
Samir să poarte noroc, fac doar noroc, măi nașule. Să aibă tot ce-și doresc, că-s tineri și se iubesc, vai, se iubesc, mă, nașule. O ieșit nașul la joc, la mir să poarte noroc, la mir să poarte noroc, vai, nașule. Poate zice cineva că nu-i live, da? Pentru că sunteți destui de ăștia, de ăștia auziți că e live. A, live, da? Live. O ieșit nașul la joc, la mir să poarte noroc, vai, doar noroc, măi, nașule. Bun, deci despre asta e vorba. Uite, uite cum sună și în varianta originală. Hai să scot reverb-ul ăsta. Ok. Da, deci așa era în varianta originală. Și așa l-am lucrat eu cu braci puternici și cu bas. Bineînțeles, îl aveți în mai multe feluri. Alt rindeno bine și frumos făcut. Are și a doua variantă. Da? El sună așa. Și l-am făcut așa. E altceva. Și acum Ethno Dance. Are și părțile astea simple. Sau... Sau... Rămânem pe un etno foarte bun. Intră-n cârciumă și bea, mă. De neca și de venin, intră-n bir și bea un vin, intră-n bir și bea un vin. De neca și de durere, în cârciumă bea la bere, în cârciumă bea la bere. Bea și uită supărarea, omule, vin cacă-ți alinarea. De necas că viața-i scurtă, omule, când te cu ăsta ascultă. Bea și uită supărarea, omule, îmi vin cată-ți alinarea. De necas că anii trec, omule, mă duc la bir și petre. Ethno Bucovina. Ethno Funky. Thank you.
Vedeți, tinerii acum doresc tot mai multe adaptări, mulți vin din, mulți frecventează cluburile și acolo aud un sunet pe care mai târziu, bineînțeles, se obișnuiesc cu el și îl așteaptă. Țigăncușa, ești frumoasă, țigăncușa mea, te iubesc și nu te pot uita. Ei, țigăncușa, ești frumoasă, țigăncușa mea, te iubesc și nu te pot uita. Mergem mai departe, același cântec pe ritm etno-transilvania. După ce mă șuminesc, către casă mă pornesc, Doamne, fain, mândru, oresc, mă. Mă știe ulița toată și nici câinii nu mă latră, ce mi-ascultă horea toată, muierea mea mânioasă. Hai că n-am fost aseară acasă, ai dacă vin bădunie seară, oi dur din târnați afară, oi dur din târnați afară. Bun, el mai are o variațiune, n-o să vă cânt mult pe ea. Asta este așa, a la Yamaha DX. Yamaha DX, un sintetizator legendar pe care îl găsiți în toate marile opere muzicale ale anilor 80 și se folosește foarte mult și acum. Firai să fii băutură. Banul și omul frumos, la 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 la. Banul ca să-l cheltuiești, tot ce-i frumos să iubești, la 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 la. Ce-i în lume lăgomos, banul și omul frumos, la 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 la. Ce-i în lume lăgomos, banul și tot ce-i frumos, la 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 la. Floare te mălin, că-te în lume treci și vin, la 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 la, treci și anii mei. Floarea de te, floare de mălin, pe lume trec și vin. Ai mândra mea, trec și anii mei, cum trece floarea de te. Gaz, gaz.
sell. And one and two and three and four. Mergem mai departe cu ritmul de geampara pe care mulți îl aveți, el sună așa. Remasterizat în varianta nouă, asta e munca mea. Încă o dată comparația, vechiul, noul. O geampără absolut superbă. Sau... I-aș mai duce-o până la toamnă, reliță Ioană. I-aș mai duce-o până la toamnă, reliță Ioană. Să mă duc din cramă în cramă, reliță Ioană. Să beau vin, să mânc pastramă, reliță Ioană. Acum geampara vocal pe cuvântul meu, dacă eu am mai cântat până acum în viața asta. Da, ca să vă arăt setul, da? Sau... Foarte bine sună dacă ascultați acum fără vocea mea, să ascultați panajul, țambalul, fiecare ciocănel. Am făcut încă un aranjament pe Serbia, sună un pic diferit, deși stilul e același aici, sună mai cu minte. Mai acustic, da? Pentru că foarte mulți mi-aș cerut acustic. Lumea începe să se sature de toți dinozaurii ăștia de masaj cu basul și vor sunet într-adevăr natural, care da, să știți că pe termen lung, dacă l-asculti, se pare mai plin decât... Nu-i mare lucru să ai un bas. Iei niște dulapuri și... mai dai din mixer și acolo ești, da? Asta nu înseamnă că ai sunet, da? Până la urmă, ajuns să nu-l mai auzi sau ieși afară sau nu, efectiv nu mai poți sau pleci de la evenimentul respectiv. Știu cazuri de oameni care nu suportă așa ceva și efectiv pleacă la asemenea volume. Deci trebuie să-i mulțumești pe toți. Dacă ai un sunet mare și natural, nici n-ai nevoie de asemenea boxe. Nu ai nevoie de sub-basul ăla și de... sunetul ăla metalic, sticlos pe înalte. Nu uitați că inima omului nu-i de sticlă. Și nici urechile nu-s de tablă, da? Și în sensul ăsta vă arăt un ritm foarte simplu, dar foarte, foarte natural. Eu știu, celor din sudul țării nu o să vă placă. Nu-i pentru voi, da?
Până acum toate au fost pentru voi. Ei, acum au și ardelenii, așa cum am spus, ritmurile lor. Aveți și voi, ați văzut, și stați că vin horele și sârbele. Am avut până acum doar câteva geamparale în special, da? Deci, repet, în Oltenia cu ăsta nu faci nimic, da? Eventual îți faci probleme, eu știu lucrul ăsta. Dar în Ardeal, fără ăsta îți faci probleme, da? Sună simplu. Sună simplu și natural. Și pentru cei din București, partea de sud a țării, special Dobrogea, știu că acolo se cântă muzică grecească și aveți nevoie de ritmuri grecești, așa că da, am pus și așa ceva, setul e complex, aveți, într-adevăr, în varianta premium, da, pentru că mai vine o completare pentru cei care vor, de fapt un set special, că merge și singur de sine stătător, are samplerele lui, acolo aveți mai multe ritmuri grecești, dar v-am pus și în ăsta, așa, ca să aveți, să nu fiți descoperiți la o adică, e important. Ione, Ionelule, nu mai bea băiatule. Ione, Ionelule, wan pam 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 pam. Ione, Ionelule, nu mai bea băiatule. Numai una n-are somn și zboară din pom în pom, tot strigând pe Ion. Și dans les grands jardins du Jean, toate păsările dorm, toate păsările dorm. Numai una n-are somn și zboară din pom în pom, tot strigându-l pe Ion. Ioane, Ioane, toată lumea doarme, numai eu nu pot să dorm. Ioane, Ioane, toată lumea doarme, numai eu nu pot să dorm. Ione, Ionelule, nu mai bea băiatule. Ione, Ionelule, vin că te râd fetele. Ione, Ionelule, nu mai bea băiatule. Ione, Ionelule, vin că te râd fetele. Și bea, și bea de inimă rea, și bea de inimă rea. De nânca și de venin, intră-n bici și bea la vin, intră-n bici și bea la vin.
unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu-i, nici viață nu-i, iar eu mă simt al nimănui. Unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu-i, nici viață nu-i, acolo unde nu ești tu, și acolo unde nu ești tu. Rea e lumea-n mahala, costică, costică, să nu afle cineva. Rampa mai mică, de vecini să ne ferim, costică, costică, să nu știe că glumim. Fă lampa mai mică, costică, costică, fă lampa mai mică, costică, costică, amândoi costăm. Și costică, costică, fă lampa mai mică, costică, costică, de ne sărutăm. Așa aici puteți să vă jucați foarte frumos. Un ritm horă etno foarte frumos bucovinean. Ciao. Vine o horă de DX. Horă fanfară. Al doilea aranjament. It's a one for man, two for the show, and three to get ready, so go, can't go, but don't you step on my blues, man, harangatang, darangatang, darangatang. You can do anything, don't step on my blues, man, shoes. Oh, hold me, baby, blue, blue, baby, blues, man, shoes again. Blue, blue, Tyros, blues again. Oh, blue, blue, Genos, blues, man, shoes again. Blue, blue, honey, blues, man, shoes. Do you can do anything? Don't step on my blues and shoes. Rock and roll, ah, ah, ah. I say hold a rock and roll, ah, ah, ah. Care place tuturor, ah, ah, ah. I say hold a rock and roll. You can do anything. Don't step on my blues and shoes. Rugămintea mea când ascultați setul este aceea de a avea niște boxe de calitate, de lemn neapărat, dacă aveți plasticuri nici n-are rost, indiferent cât sunt de mari, plasticul e plastic, sau niște căști de calitate, da? Pentru că degeaba ascultați prezentarea asta pe laptop sau pe telefon și mai rău, dar oricum și pe laptop e dezastruos, sau pe niște boxe mici de plastic spuneți că nu sună bine. Cum să sune? Cum să sune bine. Oricum să știți că nu are cum să sune ca și la nuntă sau ca și aici, pentru că YouTube comprimă. Deci din start, 30%, da? Între 30 și 26%, statistic vorbind, din dinamică și frecvențe, sunt pierdute pe YouTube. Deci dacă vreți să vă închipuiți cum sună setul, puneți niște boxe de Doamne ajută, da? Nici măcar subwoofer cu sateliți, că alea nu sunt pentru muzică, sunt pentru filme, n-auziți media acolo, auziți numai boom și în altele, da? Puneți niște boxe ca lumea,
și imaginați-vă cum ar suna cu cel puțin 26% mai bine. Bun, după aceea mai puneți la socoteală și faptul că pe sală la un anumit volum altfel sună decât acasă, pentru că orice box ai avea acasă, nu poți să obții același volum, numai dacă nu ai în cameră boxele pe care le folosești la sală, dar nu poți să le dai așa într-un spațiu, oricum nu poți să le dai într-un spațiu atâta de mic, chiar dacă ai ferestrele deschise, chiar dacă stai la casă, chiar dacă n-ai pahare sau sticlărie care oricum s-ar sparge, nu reziști tu într-un spațiu. Voi nu realizați, dar voi la nuntă voi mergeți cu volume foarte mari, deci dacă ați băga boxele alea pe o cameră, pe cea mai mare cameră pe care o aveți acasă, la volumul ăla, nu știu, vă doresc succes, dar eu zic să nu încercați. Deci cu asta mergeți voi la nuntă și eu l-am făcut așa. Altceva mai spațial, dar pe boxele mari e o diferență mare. Pam, 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 pam. Dragii mei, am făcut un remastering foarte bun, spun eu, pentru ritmul de horă, hora ABC. Am denumit-o eu după acest remastering. Hai să auzim cum suna în varianta originală. Bun, după remastering. Asta e varianta originală, așa suna el. Și încă o dată vă mai arăt varianta actuală. Și acum sună ciudat horă Maramureș, dar uite, are și ritmul de Maramureș aici. Da? Dar dacă apăsăm 3-ul, horă Olteni. Să
Dragi prieteni din sudul țării și din Moldova, v-am spus că nu v-am uitat. Horă polca! Suda Bece. Ritmul ăsta are și o variantă etno. Țigănească Ardeal. Sau se poate cânta și muzică populară pe el, foarte frumos. Dragii mei, așa trebuie să sune un ritm cald și natural. S-auze acolo coarda, s-auze acolo instrumentiștii. Și să nu ai senzația aia de urechi agresate, da? De urechi zgâriate. Hai să vă și cânt un pic piesa asta, să pun reverbul. O crescut fii și nepoți, și-am o părăsit o toți, și-am o părăsit o toți, mă. O crescut fii și nepoți, da, o părăsit o toți, da, o părăsit o toți, mă. Exemplul elocvent, uite cum suna în Colors of Romania, de aia erau și sunt foarte nemulțumiți cei care mă caută și foarte mulți mă caută din zona Ardealului și nu numai, foarte mulți iară de peste Prut. Vin cu ritmuri care sună așa, da? Ăsta este ritmul de învârtită, care ar trebui să sune așa cum sună pe dealurile mele pe care am alergat în copilărie, da? În satul bunicilor sau în zona Clujului, în orașul meu. Ei, nu. Parcă e muzică de cramă din București, deci așa sună, de muzică de han, muzică lăutărească, da? Parcă îl cântă Gică Petrescu, eu nu spun...
E ca și cum aș cânta eu, e ca și cum aș cânta eu, nu știu, folclor din Tibet. Da? Ok. Uite, încă o variantă. Uite și varianta asta. Nu știu voi, dar eu tot am balaut. Acum. Asta e a mea. Asta e Yamaha. E subțire, nu dansez pe așa ceva, da? Sau, mă rog, dansez învârtita, da? Mai e vorba despre un secret. E vorba de dinamică. Voi umblați la EQ-uri, umblați la toate, dar omiteți un secret. M-am și gândit dacă să-l spun sau nu. E vorba de dinamică. Nu e vorba numai de EQ și volum. Da, dinamica e diferența între cel mai puternic sunet ca amplitudine, ca volum și cel mai slab. O orchestră, atunci când cântă, nu cântă la același volum. Are o curbă ascendentă, descendentă, de la notă la alta, da? Are sunet viu, asta înseamnă sunet viu. Asta nu-i sunet viu. Uite. Totul e la fel. Parcă a trecut tăvălugul peste fiecare notă, da? Păi când tragi cu arcușul, nu tragi la fel, uite, acum. Și variantele mai simple, se aude distinct acordeon, sunt și panoramate corect, da? Acordeonul un pic mai în dreapta, vioara un pic mai în stânga, așa cum stau instrumentiștii pe scenă. Că nu stau toți pe un centimetru pătrat, da? Bun, și dacă vreți un ansamblu instrumental restrâns, da, de 3-4 oameni, uite-l aveți și pe ăsta, da? Bun, și acum un ritm ardelenesc pentru cei care au lângă ei doar un chitarist și cântă așa în tandem, da? Chitară, orgă, așa cum îmi place și mie să cânt. Cum s-ar zice, la război merg cu oaste mică, dar foarte eficient. Acum am caut un violonist, sper să găsesc pe cineva talentat, da? Un violonist sau un suflător, pentru că eu mai mult muzică ușoară cântam până acum, da? Dar lumea cere, da, asta este. Vedeți ce bine sună cu chitara, dacă ar fi un chitarist adevărat? Dă-le, Doamne, la dușman, dă-le averi și dă-le bani, dă-le averi și dă-le bani, mă. Da-mi-e, dă-mi sănătate, că apoi mi-o-i face de toate, apoi mi-o-i face de toate. Și dă-le avioane la dușman, dă-le averi și dă-le bani, dă-le averi și dă-le bani, va. Da-mi-e, dă-mi sănătate, că apoi mi-o-i face de toate, că apoi mi-o-i face de toate, domnule. Dar deci este gândit ca să aibă loc pentru chitară, da? Jocul bănățean care suna așa și eu l-am adus la stadiul ăsta. Repet, era așa și acum e așa. O, stați că aici am chiar cu o variantă mai sus. Corect ar fi așa și așa.
jocul de ardeal. Joc de doi în varianta lui originală. Bun, și eu l-am lucrat așa. Mai are încă variante. Încep să ating ecranul obișnuit cu touchscreen-ul de la Genos. Și încă o variantă. Asta e pe chitară, da? Au zis chitară în loc de țambal? Sunet de band, așa se cântă foarte mult la anunț. Chitaristul face fantezii. Am pus și efectul acela bun pe chitară, un efect de amplificator, de ampli de chitară. La birtul țiganilor. La un pahar. Urmează ritmul Lăutari Chișinău. Să nuntă era Magdalena, Magdalena. Într-o zi pe strada mea frumoasă nuntă era Magdalena, Magdalena. Mahala de calitate. Nu-i orim chicios, se aude și cum bat instrumentiștii în arcuș și cum se bate în țambal. Primul ritm de manea din set. Aveți mai multe ritmuri de manele pentru cei care doresc mai mult și seturi de percuție suplimentare și manele la greu, cum s-ar spune. Există setul etnic pe care îl voi prezenta în videourile care vor urma pentru Tyros 5. El va rula și pe Tyros 5 și pe Yamaha Genos. Dar hai să vă prezint și ritmul ăsta. Nu știu sincer ce să vă cânt pe el, pentru că eu am alte preocupări muzicale, ca să mă exprim așa.
același ritm de manea remasterizat. Remasterizat și acesta sună mai obraznic, da? Un alt exemplu ar fi manea, eu l-am numit manea live, care era așa. Bun, uite cum ar trebui să sune. Acum sună a manea live, da? Ritmul de Maramureș. Și dacă vă vine să credeți, el era așa, dragii mei. Oh my goodness. Bun, acum e așa. Ok. Da, este altceva. Ritmul de Maramureș, care sună foarte autentic. Bun. Și încă un Maramureș mai poznaș și modern. Și aici începe partea interesantă. Gata. Moldova. Bun, ăsta e un ritm cu solo-uri pe care eu l-am aranjat așa să sune a nuntă retro, da? Distracția aia a oamenilor de odinioară. Să vedem cum a ieșit. Continuăm.
sau... Sau aici aveți... Aveți posibilitatea să cântați cu el, da? Mă rog, pentru moldoveni întotdeauna e nevoie de un tempo mai rapid. Sau... Mușamaua. Sau aici aveți jamparaua pe, de data asta pe acordeon. Și de durere, intră-n bir și bea o bere, intră-n bir și bea o bere. Un ritm lent oriental. Dragii mei, videoul nostru merge înainte cu un party rock, un ritm excepțional realizat special pentru nunții, un etnofunky, așa cum se cere în ziua de astăzi. Picior. Și un nou rearanjament pentru el. Pentru că el era așa și de ce să nu sune și așa?
Polca Ardeal 1. Avem și aplauze aici. Pe asta puteți cânta etno, populară și ciardaș, da? Polca Ardeal 2. Alt aranjament, da? Același ritm. Un pic o formație mai simplă, mai live. Puteți să începeți așa și să continuați cu al doilea, care e, uite, mai plin. Și aveți un crescendo în piesă. Așa cum orice trupă trebuie să aibă un crescendo. Polca Bihor. Și așa, acum așa este. Așa, da. Și are și o a doua variantă de aranjament, da? Mai cu braci, diferențe mici. Ambele sună bine, aici aveți un panaj mai... un sunet de arcuș de lemn mai accentuat, da? Musai să fie și pentru noi niște ritmuri. Un ritm de purtată, mai simplu. Nu v-am arătat și ultima variație. E greu să vă arăt chiar totul, da? Nu-i ușor. Rămânem pe purtată în diferite aranjări. Asta are și un pic de tonuri de DX. Nu este cea mai autentică, dar știu că vă trebuie. Sau uite,
Uite, și a doua lui variantă, un pic diferită pe ritm și pe solo. Mergem mai departe. Răpirea din Serai, un ritm excepțional. Sau Noro ABC, ABC de la inițialele mele, puteți să cântați și muzică ușoară pe el, un ritm care mie îmi place tare mult. Foarte bune, bas foarte bun, ambianță garantată, rumba românesc.
rumba orientală. Balkan. Basul sună foarte, foarte interesant aici. Foarte natural. Și să auzim și ultimul ending. Da, bas vulcanic acolo, dezlănțuit basistul. I-a mai făcut o variantă mai pe rumba. Sârba. O să avem foarte multe ritmuri de sârbe. Și încă un ritm de sârbă. Asta e de acolo și eu am scos așa ceva. Sârba oltenească. Sârba taraf 1. Hey! Sârba taraf 3. Și asta este al doilea aranjament, tot de genul ăsta. Un pic basul lovește altfel.
Ritmul ăsta de ani de zile l-aveți, vi l-am pus pentru că toți îl cereți toți. E simplu, dar voi văd că tot lucrați cu el. Acordeon cu basul pe chitară, așa ca în anii 80, când încă se cânta foarte mult fără amplificare, da? Ăsta e sunetul pe care am vrut să îl dau. Și același aranjament cu braci. Bănățeni. Țigănească chitară. Țigănească banat. Un ritm frumos, spun eu, util pentru cei din zona Banatului. Un ritm care mie îmi place și care are așa tot ce-i trebuie pentru boxele voastre, boxele voastre de nuntă. Iată-l și în a doua variantă. Aici sună un pic mai deschis, chiar mai deschis. Țigănească polca.
un ritm bănățean superb pe care eu l-am intitulat Traian Barbu în cinstea solistului Traian Barbu, un solist care a cântat și ne-a cântat mulți, mulți ani și încă mai cântă multă, multă sănătate și multe, multe spectacole. Bun, și varianta mai cu mintea ritmului. Ce ați auzit înainte era așa, cu tonuri de Korg, acum mai cu tonuri mai de Yamaha, da? Dar totuși, Tyros 5 sună mai, un pic mai, mai aspru decât, de exemplu, Tyros 2, da? De-aia trebuie aranjate special samplerele, ritmurile. Tropotita! Remasterizată, rearanjată și asta. Pentru aceia dintre dumneavoastră care iubesc muzica retro, v-am pus un ritm așa de complezență, așa cadou, din solidaritate pentru artiști. Nu are asta legătură cu folclorul, eu vi l-am dat, pentru că vreau să vă încurajez să cântați muzică bună. Și dacă măcar unul din voi zice, hai mă să văd cum e piesa asta, hai să încerc să cânt melodia asta, hai să încerc să învăț un pic de engleză, pentru că, apropo, asta v-ar ajuta enorm de mult și în meniurile de la orgă. Eu așa am început să învăț engleza, inițial. Am învățat, vorbeam perfect engleza tehnică, dar dacă m-ai fi lăsat în centru Londrei, mare lucru, ce le-aș fi vorbit despre mixer și control panel și harmony echo și registration memory, nu? Only fool rushing, but I can't help falling in love with you. Iar acum, dragii mei, un ritm care parcă coboară pe nori de undeva din îngeri. Este vorba despre vals românesc ABC. Un ritm magic. Să-mi cânt scobzar, bătrân ceva, să-mi cânt ce știi mai bine, că banii ți-oi da și vin ți-ai da și haina de pe mine. Haideți, prieteni, să auzim cum sună și primul intro. Aussi le dernier.
vezi. Apropo, învățați engleză, învățați franceză, învățați italiană, pentru că vă prind foarte bine, mai ales atunci când cântați. E inadmisibil, absolut inadmisibil, ca un solist să nu vorbească nu o limbă străină, cel puțin două limbi străine, una bine, fluent, și una măcar la nivel mediu, astfel încât să poată cânta onorabil. Să spunem că franceza e limba secundară, da? Să poată cânta onorabil și în limba franceză, un comun să fa. Voi puteți alege italiana, pentru că e o limbă foarte, foarte, foarte ușoară. Nu vă e greu, pentru că muzicienii au altfel de auz. Ei învață limba precum un cântec. Urmăriți filme în engleză, vorbesc acum pentru cei care nu vorbesc engleza, nici nu știți cât de mult vă afectează repertoriul. Mai avem încă un vals românesc. Și acum, dragii mei, Omul Bun și Pomucop, o piesă pe care toți o știți și, bineînțeles, o cântați și o cântăm, de fapt, că și eu o cânt, la toate nunțile. Sau... Sau a doua variantă, dacă vreți să o cântați mai folk. E vorba despre un aranjament premium care se adresează oamenilor care știu ce vor, care doresc să nu mai aibă bătăi de cap, care își doresc un instrument aranjat profesional sau care sunt pur și simplu dezamăgiți de ceea ce au avut până acum.